Un număr mare de pacienți vin la mine cu o întrebare care de obicei sună cam așa. Cum să fac să înfometez cancerul? Sau cum să fac să nu îi dau celulei tumorale de mâncare, ceea ce îi place? În zona de online, în zona de influenceri, există foarte multe idei legate de această întrebare și multe dintre ele sunt proaste. Însă, dacă totuși această întrebare tot apare, ar fi corect să ne și gândim, bun, dar există și o variantă care de fapt este corectă? În continuare, o să discutăm despre modificările dietei ca terapie anticancer, care chiar au sens, care chiar au o bază științifică. Și nu o să discutăm astăzi despre ideile trăsnite de pe internet. Prin urmare, o să discutăm despre rolul zahărului, despre dietele low carb, adică dietele cu o cantitate foarte mică de carbohidrați, despre dietele low fat, adică dietele cu o cantitate foarte mică de grăsime, și despre rolul postului sau fastingului, cât și despre potențialul modificărilor anumitor aminoacizi sau restricția de proteine. Primul lucru pe care trebuie să-l stabilim și cu care trebuie să fim de acord este că atunci când vorbim despre cancer, vorbim despre sute de boli. Termenul cancer este un termen umbrelă sub care se află, de fapt, foarte multe boli foarte diferite între ele. Însă, cu toate că sunt diferite între ele, celulele tumorale au anumite caracteristici comune. Altfel, sigur, nu ar avea sens să fie grupate sub aceeași denumire. Și poate cele mai cunoscute trei caracteristici ale celulelor tumorale sunt, pe de o parte, odată, creșterea anormală, 2. Ar fi lipsa apoptozei, adică lipsa morții celulare, faptul că celula tumorală are potențialul să fie nemuritoare, și 3. Metastazarea, faptul că celula tumorală are capacitatea de a pleca de la locul de origine și a ajunge în țesuturi din zone îndepărtate. Motivul pentru care insist să înțelegem acest lucru despre cancer, faptul că de fapt sunt multe boli diferite care au anumite caracteristici comune, dar și multe care sunt diferite, este pentru că dacă nu înțelegem asta, nu putem să ajungem să înțelegem mai departe discuția despre nutriție și celula tumorală. În ciuda existenței caracteristicilor comune, celulele tumorale pot să fie destul de diferite între ele și, prin urmare, inclusiv sursa de energie folosită poate să fie diferită. Și de ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că celulele tumorale dobândesc preferințe metabolice diferite, în funcție de țesutul de origine, în funcție de mutațiile genetice care apar în tumoră, în funcție de influența hormonilor asupra țesutului respectiv sau influența altor metaboliți sistemici. Și aceste modificări metabolice sunt cele care sprijină celula tumorală în creșterea și proliferarea celulară crescută. Ideea nu este să ajung eu să spun mulți termeni foarte complicați, însă vreau să înțelegem faptul că fiecare tumoră despre care discutăm are șanse mici să fie identică sau măcar complet identică cu o altă tumoră, uneori chiar și dacă pornește din același țesut. Deci este posibil să vorbim despre două persoane, ambele să aibă tumoră mamară și ele să fie, de fapt, cu caracteristici foarte diferite. Și lucrul ăsta este important pentru că dacă înțelegem această caracteristică, atunci înțelegem și de ce soluția, când discutăm despre o dietă anticancer, dieta aceea nu o să fie una singură. Foarte plauzibil, o să fie soluții diferite pentru tumori diferite. Ideea cea mai răspândită ca dieta anticancer este cea legată de eliminarea zahărului, luând în considerare faptul că celulele noastre, fie cele sănătoase, fie cele bolnave, au ca sursă de energie glucoza. Cu singura problemă că atât carbohidrații simpli, fie că vorbim de zahăr sau că vorbim de bomboane, prăjiturele, cât și carbohidrații complexi, fie că vorbim de legume, fructe sau cereale integrale, într-un final vor fi hidrolizați, adică vor fi transformați în monozaharide, iar aceste monozaharide, deci carbohidrații cei mai mici, ca să poată fi folosiți ca sursă de energie, vor fi transformați tot în glucoză. Și de ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că noi, propriu-zis, metaforic vorbim, suntem niște mașini care funcționăm pe bază de glucoză. Și motorul nostru, care funcționează pe bază de glucoză,
are două opțiuni de funcționare. Pentru că, așa cum ne dorim pentru orice motor, vrem să funcționeze în orice condiții de vreme. Și astfel, noi putem să producem energie atât în prezența oxigenului, cât și în absența oxigenului. Dintr-o glucoză, în prezența oxigenului, putem să producem energie. Energia noastră se numește ATP, adenozin trifosfat. Și dintr-o moleculă de glucoză, în prezență de oxigen, putem să producem în jur de 30 sau un pic mai mult de 30 molecule de ATP, în vreme ce, în absența oxigenului, dintr-o moleculă de glucoză, producem 2 molecule de ATP. Otto Warburg, om de știință important, undeva în jur de anul 1920, a observat că celulele tumorale folosesc ca mod de a obține energie întotdeauna această variantă ineficientă. Deci ele se comportă tot timpul ca și când nu ar exista oxigen și produc mereu din glucoză doar 2 molecule de ATP. Pentru că au acest mod de obținere de energie foarte ineficient, atunci au nevoie să folosească mai multă glucoză. Doar că, după cum deja am spus, glucoza respectivă poate să fie obținută atât din carbohidrații simpli, deci din zahăr sau bomboane, prăjiturele, dar poate să fie obținută și din carbohidrații complexi, deci din zona de legume, fructe, leguminoase și cereale integrale. Știind lucrul acesta, ne dăm seama că simpla scoatere a zahărului sau a dulciurilor din alimentație nu o să ducă la o lipsă de glucoză. Și celula noastră tumorală nu are capacitatea de a diferenția între moleculele de glucoză. Adică, dacă glucoza vine de la un cremeș sau de la un tiramisu, celula tumorală o vede, zice, cu asta facem ceva rău. În vreme ce, dacă vede o glucoză care a venit de la spanac sau mere, o să zică, asta e glucoză sănătoasă, cu asta nu facem decât lucruri bune. Deci, prin urmare, excluderea, simpla excludere doar a dulciurilor nu o să ducă la un deficit de energie pentru celula tumorală. Și atunci, în mod legitim, s-a pus întrebarea, dacă scot doar zahărul, nu este suficient? Dacă scot toți carbohidrații? Deci, dacă scot tot ce ține și de legume, și de fructe, și de cereale integrale, și am o dietă bazată în principal pe grăsimi și proteine. Acest tip de dietă are denumirea din engleză de dietă keto sau în română ar fi probabil mai corect dietă cetogenică. Ei bine, această dietă keto chiar a fost încercată în mai multe studii științifice serioase pe persoane cu diferite tipuri de cancer, dar în principal a fost încercată pentru pacienții cu tumori cerebrale. Și de ce au fost încercate în principal pe pacienții cu tumori cerebrale? Pentru că, așa cum am spus, diferite tumori au preferințe metabolice bazate pe țesutul din care provin. Și atunci s-a luat în considerare că creierul nostru folosește foarte multă glucoză, deci este principalul consumator de glucoză, însă poate să folosească ca sursă de energie și corpi cetonici. Corpii cetonici apar în circulație odată ce cineva începe o dietă de tip dietă keto. Aceste lucruri, cumva la nivel de mecanism de acțiune, aveau sens, așa că au fost și încercate. Din păcate, până acum, rezultatele din studii nu au fost spectaculoase, așa că momentan nu se recomandă în practica clinică pentru pacienții cu tumori cerebrale să țină o dietă keto. Ok, deci până acum ne-am gândit ce s-ar întâmpla dacă am scoate zahărul rafinat și am văzut că nu ne folosește foarte tare, ce s-ar întâmpla dacă am scoate toți carbohidrații și am văzut că iară n-am avut rezultate fantastice. Și atunci, bineînțeles că a apărut întrebarea bună, dacă am restricționa alimentația cu totul, dacă am mânca mai puțin sau dacă am avea chiar perioade în care nu am mânca nimic. Prin urmare, restricția calorică a fost și este în continuare încercată în studii pe pacienți oncologici, atent selectați. Când vine vorba de restricția calorică, pe lângă pur și simplu a mânca mai puțin, au fost încercate și diferite variante de post sau de fasting, de la fastingul intermitent, la ceea ce se numește fasting mimicking diets, deci diete care mimează postul, în care o persoană mănâncă mai puțin de 500 de kilocalorii într-o zi,
Toate aceste variante de post și potențiala lor utilitate pentru pacientul oncologic am discutat-o într-un material pe larg numit Fastingul și cancerul și link-ul pentru acest material o să-l găsiți undeva pe ecran și cu siguranță și în descriere. Pe scurt, momentan avem suficiente motive la nivel de mecanism celular pentru a încerca diferite studii cu diferite variante de post. Însă, lucrul acesta se face în cadrul unui studiu medical, în mod organizat, când sunteți sub supravegherea unui profesionist în domeniul sănătății. Nu încercați acasă, în mod dezorganizat și întâmplător, odată ce ați fost diagnosticați cu cancer, să vă înfometați. O altă intervenție folosită ca dieta anticancer care a fost încercată este dieta low fat, deci o dietă cu un procent scăzut de grăsime din totalul caloriilor zilnice. Ei bine, această formă de intervenție a avut și unele rezultate bune, însă rezultatele acestea bune s-au obținut specific la pacientele cu cancer mamar. Foarte probabil, din nou, datorită preferințelor metabolice ale celulelor tumorale care au originea în țesutul mamar. Și dintre pacientele cu cancer mamar, se pare că în special pacientele cu cancer mamar triplu negativ ar fi răspuns cel mai bine. Una peste alta este o intervenție care nu e neapărat greu de făcut și dacă sunteți o pacientă cu tumoră mamară și în rest vă puteți alimenta bine, nu aveți probleme cu stări de greață, vărsături și dificultăți în alimentație, este un lucru pe care îl puteți încerca. Această dietă low fat a fost încercată și la pacienții cu cancer de prostată. Rezultatele nu au fost neapărat la fel de bune ca la pacientele cu cancer mamar, dar din nou, deoarece din punct de vedere mecanistic avem suficiente motive să ne gândim că ar putea fi util și pentru că pacienții cu cancer de prostată de obicei se simt bine și pot să mănânce fără probleme, pot să încerce acest lucru, deci să reducă cantitatea de grăsimi din dieta lor zilnică. De asemenea, sunt unele tipuri de cancere în care limitarea aportului de proteine per total sau limitarea specifică a anumitor aminoacizi se pare că ar avea sens. De exemplu, așa s-a încercat limitarea aminoacizilor serină și glicină la pacienții cu tumori mamare sau cu tumori cerebrale. Sigur, această limitare și modificări de dietă a fost încercată împreună cu tratamentul oncologic corespunzător. Deocamdată, aici suntem încă la nivel de studiu, sunt lucruri care par promițătoare, dar momentan nu le putem pune în practica clinică. În concluzie, sper că v-am convins că metabolismul celulei tumorale este unul complex, că are legătură cu țesutul de origine, cu mutațiile apărute la nivelul tumorii, cu influența hormonilor și altor substanțe asupra tumorii respective. Și prin urmare, de asemenea, sper că v-am convins că sunt șanse foarte mici să găsim o singură dietă care să fie la fel de utilă ca terapie anticancer pentru toate tipurile de cancer posibile. Și dacă nimeriți în zona de online persoane care insistă să spună că există o soluție unică, foarte probabil ori nu știu despre ce vorbesc, ori mint. Să nu uităm că malnutriția este foarte frecvent asociată cu prezența cancerului. Pierderea în greutate involuntară, rezultată în urma bolii și a tratamentului, este dăunătoare pentru pacienți și menținerea unei alimentații echilibrate și regulate este crucială în gestionarea efectelor secundare, în reducerea inflamației, păstrarea masei musculare și creșterea calității vieții pacientului. Prin urmare, dietele restrictive pentru pacienți pot fi extrem de periculoase și sunt nerecomandate fără supraveghere și îndrumare medicală. Ține cont că la celulele bolnave nu este nevoie să supraviețuiască toate. Sunt suficiente câteva ca să o ia de la capăt. În vreme ce celulele tare sănătoase, ar fi cazul să supraviețuiască toate și, dacă se poate, cât mai bine.
Dacă ai întrebări legate de materialul de astăzi, scrie-mi în comentarii și, de asemenea, dacă ai idei despre materiale legate de cancer și alimentație, poți să-mi lași ideile în comentariu și poate o să fac materiale în săptămânile, lunile care urmează. Nu uita să apeși butonul de like and share și să te abonezi canalului meu de YouTube dacă vrei să fii mereu la curent cu materialele mele noi. O zi faină!